Dacă aveți timp și energie, trimiteți petiții către consilierii municipali de la capitală, momentan, da, ei decid amenzile pentru defrișări, în care să le cereți ca să mărească amenziile astea. Că vă dați seama, pentru 25 de lei amendă pentru un copac defrișat, costă mai mult benzina și salariul unui polițist local care s-a deplasat să dea amendare. Nu e absolut deloc eficient. E mai degrabă încurajare. În fiecare duminică de la 5 ne găsiți aici. La intrarea în zona retrocedată. Camere de supraveghere și anul trecut s-au dat foc de 11 ori arborilor, vegetației uscate sau vii, cu tot cu floră, faună. Și găurile astea s-au făcut cu toată poliția și jandarmeria, de care e plină capitala și România. E clară complicitate a autorităților cu mafia. Uitați-vă câte găuri fix pe aleea, foarte aglomerată, unde vor să-și facă gonflabile, și terase, și business, și șantier.